Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la emisiunea Energiile Vieții. Eu sunt Gena Rusu, specialist în Feng Shui tradițional și în astrologie chineză tradițională. Astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre sănătate și starea de bine. Starea de sănătate se poate observa atunci când analizezi harta destinului în funcție de data și ora nașterii și de elementele care au guvernat acel moment. Toate acestea se reflectă apoi în viața omului care va trăi perioade mai bune sau mai puțin bune și din acest punct de vedere al stării de sănătate. De fiecare dată când realizez harta destinului, am posibilitatea să observ dacă unul din cele 5 elemente fundamentale, apă, pământ, metal, lemn, foc, este în surplus, este foarte mult, atunci există riscul de a se crea anumite dezechilibre și la nivelul sănătății. Motiv pentru care întotdeauna datoria este de a atrage atenția asupra acestui aspect, fiindcă omul, dacă este avertizat, își poate lua măsuri de prevenire. Prevenția este mult mai importantă decât ceea ce urmează după instalarea unei boli, să zicem. Bineînțeles că și remediile și tratamentele, totul este important, însă dacă știi despre ce este vorba și ai posibilitatea să previi, ești cu atât mai bine. În astrologia chineză tradițională, cele 5 elemente fundamentale se ocupă fiecare în parte de anumite organe ale corpului, de anumite părți ale corpului și astfel ne putem da seama unde se pot instala dezechilibrele. O analiză a acestora și a modului în care interacționează unele cu altele și cu perioada în care ne aflăm, anul în curs, spre exemplu, sau decada, ne spune, ne dă indicații despre acest aspect al vieții noastre, sănătatea. De obicei, nu prea ne gândim la sănătate, avem energie, ne desfășurăm activitatea într-un ritm alert, avem atâtea preocupări zilnice încât de sănătate uităm, deși aceasta ar fi bine să fie prima noastră preocupare, fiindcă dacă nu există sănătate, atunci nici celelalte nu sunt duse la o capacitate maximă, nici starea de concentrare, nici efortul nu poate fi făcut la nivel maxim. Din cauza lipsei de energie, cel puțin, dacă nu și altor probleme care se pot instala la nivelul corpului fizic. Cele 5 elemente fundamentale cu care operează metafizica chineză sunt apă, pământ, metal, lemn, foc. Despre ele am tot vorbit și voi continua să vorbesc, însă nu am abordat până acum acest aspect al sănătății și cum ne influențează ele starea de sănătate. Spuneam că fiecare dintre ele se ocupă de o anumită zonă a corpului, de anumite organe și astăzi voi trata fiecare element în parte, pe scurt, este adevărat, fiindcă timpul nu îmi permite să abordez acest subiect mai larg și complex și apoi acestea sunt caracteristici generale. Pentru o bună evaluare este nevoie de o hartă personală. Însă, dacă aveți măcar aceste informații, atunci când mergeți pe internet și vă realizați harta destinului cu ajutorul calculatoarelor speciale în bață, adică în astrologia chineză tradițională sau coloanele destinului, se regăsesc informații generoase despre aceste aspecte ale sănătății. Spre exemplu, voi începe analiza cu metalul. Metalul guvernează plămânii, guvernează dantura, tot aparatul respirator, pielea
Și dacă se creează dezechilibre, în sensul că în harta destinului există prea mult din acest element sau nu este deloc, prea puțin, atunci pot apărea probleme la acest nivel. Am avut foarte multe cazuri și observ în jurul meu foarte multe persoane care au alergii. Primăvara, toamna, și nu este întâmplător că acestea sunt primăvara sau toamna. Metalul, primăvara, este foarte slăbit pentru că el se consumă în timpul iernii, producând apă, adică zăpadă, ploi în diferite zone ale globului, depinde unde ne aflăm. La noi, de obicei, ar fi bine să fie mai multă zăpadă iarna, însă în ultima vreme toate acestea sunt un pic date peste cap și ați constatat că a plouat, au fost ierni în care a plouat destul de mult, dar oricum s-a produs apă. Și atunci metalul este destul de consumat în timpul iernii, iar primăvara, când lemnul înflorește, prosperă, metalul este și mai puțin activ. Nu mai are deloc influența asupra noastră și astfel toate organele guvernate de acest element au de suferit. Adică pot apărea răceli la nivelul plămânilor, probleme ale aparatului respirator, adică aceste alergii permanente. An de an oamenii au astfel de alergii la nivel din cauza schimbării anotimpului, dar mai ales din cauza faptului că acest element este foarte slab aspectat. Și există, bineînțeles, remedii. Culoarea metalului este alb. Mai avem gri, argintiu, auriu, putem să folosim aceste culori în vestimentație pentru a ameliora sau putem să purtăm asupra noastră mai multe obiecte metalice reprezentate de bijuterii. Da, este un moment în primăvară, cel puțin până în mai, final de februarie, martie, mai, aprilie, mai, pardon, chiar mergem mai devreme de începutul primăverii calendaristice, fiindcă în astrologia chineză primăvara începe mult mai devreme decât la noi. Și atunci mai există și alte remedii, însă nu este momentul să vorbesc despre ele. Nu pot aborda acest subiect într-o emisiune de televiziune. Toamna, de asemenea, elementul metal poate să producă dezechilibre la nivelul pielii, la nivelul danturii, al plămânilor sau al întregului aparat respirator, deci pot apărea viroze, dureri în gât, răceli și așa mai departe, fiindcă toamna este foarte mult metal. Metalul este foarte puternic și este nevoie să fie așa pentru că natura în acest anotimp începe să moară treptat, da? După ce își dăruiește roadele, copacii, natura mor și renasc primăvara. Și atunci, pentru că în ciclul sau în modul în care interacționează cele cinci elemente, raportul între metal și lemn este acela că metalul taie lemnul, asta se întâmplă și în realitate, metalul trebuie să fie foarte puternic pentru a reuși să taie lemnul care să se ofilească la finalul toamnei. Și atunci, toți cei care au dezechilibre în harta natală în ceea ce privește acest element, suportă cumva consecințele puterii acestui element în timpul anotimpului amintit. Așadar, nimic nu este întâmplător. Dacă avem cunoașterea și găsim explicația, găsim la un moment dat și remediul și starea de sănătate se ameliorează. Este destul de dificil să trăiești cu o astfel de alergie și e nevoie de un remediu, e nevoie de schimbarea situației. Apoi, un alt element care
poate să producă dezechilibre este elementul apă. De fapt, nu că un alt element care poate să producă dezechilibre, de fiecare dată când unul din aceste elemente este mai puternic decât celelalte din harta natală sau este foarte slab, el cumva afectează starea de sănătate. În ce mod ne poate afecta lipsa apei din harta natală, de la momentul nașterii, vă spun imediat. Și anume, apa guvernează în principal sistemul imunitar, aparatul urinar și genital și acolo, în aceste zone, pot apărea probleme de sănătate, dezechilibre atunci când avem mai multă apă în destin sau mai puțină. Acum, iarna, avem foarte multă apă. Iarna apar răceli, tot felul de răceli. Pot apărea și la nivelul, da, copiii în general sunt afectați, la nivelul aparatului respirator, din cauza faptului că metalul este destul de puternic, dar și pentru că apa prea multă dezechilibrează sistemul imunitar și atunci acolo unde există o breșă în organismul copilului sau adultului apare o problemă de sănătate. Este indicat să fim atenți la aceste aspecte și să le echilibrăm și prin alimentație și prin prin hainele pe care le purtăm, prin culorile pe care le purtăm și printr-o atenție la starea noastră de sănătate, la a conștientiza care este starea de sănătate, care este dezechilibrul și apoi să mergem la medic pentru a preveni. Este foarte important să prevenim. Se tratează mai greu după ce se instalează problema, dar se poate face o prevenție timpurie și mult mai ușor decât atunci când e nevoie de tratamente. Apa, am spus că este responsabilă de sistemul imunitar, de aparatul urinar și genital, dar între rinichi, pentru că guvernează rinichii, rinichi și inimă este o relație foarte strânsă și atunci, dacă este foarte multă apă sau foarte puțină apă, și sistemul circulator sau inima, în general, poate avea de suferit. Chiar în medicina chineză lucrurile se întâmplă altfel decât la noi. Acolo se produce o analiză a cauzei și, spre exemplu, dacă cineva are probleme la nivelul inimii, nu se tratează doar inima, ci și rinichii se tratează. Se acordă atenție întregului corp și se tratează ca un tot. Un alt element despre care aș vrea să vorbesc acum este elementul pământ. Acesta guvernează abdomenul, guvernează stomacul și organele din abdomen, pancreasul, cei care au elementul pământ în surplus în destin pot avea tendința de a se îngrășa pentru că acestui element îi corespunde gustul dulce și persoanele care au acest element nu pot refuza dulciurile. Le este greu să refuze dulciurile și au o sensibilitate la ele. Chiar renunță la mâncare în favoarea dulciurilor și atunci predispoziția către îngrășare este evidentă. Ca să contrabalansăm, pentru că și în natură se întâmplă acest lucru, folosim elementul lemn. Spre exemplu, în natură, pământul este consumat de rădăcinile lemnului, da? Pentru că lemnul este mai puternic, străpunge pământul și acesta obosește, pământul obosește în încercarea aceasta de a ține lemnul la distanță, să zicem așa.
Și atunci și în, de acolo vin remediile și în, în latura aceasta se poate folosi remediul lemn. Lemn înseamnă ca și culori verde, verde-albastru în astrologia chineză tradițională. Și atunci, dacă avem foarte mult pământ în destin, putem să îmbrăcăm aceste culori și, de ce nu, să mâncăm fructe și legume de culoare verde. Este recomandat să mâncăm fructe și legume, iar în, în general, iar în special, pentru cei care au mai mult din acest element în harta destinului, este bine să consume fructe și legume de culoare verde. Atenție! Întotdeauna trebuie să existe moderație și echilibru. Dacă observați acest lucru în, în harta voastră, că sunt foarte multe elemente pământ, asta nu înseamnă că trebuie să excludeți celelalte alimente. Este foarte important să existe un echilibru alimentar și mai degrabă ar fi indicat să mergeți la un specialist, la un nutriționist, care să vă creeze o... o rețetă personalizată, un regim personalizat pentru a reuși să dați jos kilogramele în plus. Și spun să dați jos, nu să slăbiți, pentru că verbul acesta a slăbi produce pagube la nivelul minții subconștiente, pentru că puteți slăbi din toate punctele de vedere, și fizic, și emoțional, și mental, și spiritual, și atunci... se întâmplă altceva decât v-ați dorit. Da? Una e să-ți dorești să dai jos câteva kilograme, alta e să-ți dorești să slăbești. Să slăbești, slăbește voința, slăbește puterea, slăbești tu ca performanță și ca, ca potențial. Nu m-am putut abține să nu fac această completare, fiindcă este foarte important cum gândim. Despre asta am tot vorbit și voi mai vorbi, despre cum gândim și ce gândim. Elementul lemn ne influențează viața destul de mult și el guvernează sistemul osos, ficatul, fierea, în general oasele mici. Mai sunt și alte organe în diferite combinații cu alte elemente, însă în general despre acestea este vorba, mai guvernează și capul. Cei care au foarte mult lemn în destin pot avea migrene foarte ușor sau dacă nu au deloc lemn. Deci dacă există un dezechilibru, atunci pot apărea aceste probleme. Ficatul este centrul furiei și dacă acesta are dezechilibru, înseamnă că acolo sunt foarte multe emoții neprelucrate de către ficat și este important să se acorde atenție nu doar hainelor cu care ne îmbrăcăm sau alimentației, ci și stării emoționale, fiindcă nu, e clar că nu sunt digerate foarte bine anumite emoții. Iar focul guvernează inima, sistemul circulator și atunci când este în plus poate să creeze hipertensiune sau tensiune oscilantă, când se oscileze de la o tensiune normală la o tensiune foarte mare destul de repede. Dacă este în plus, poate să producă și stare de și obezitate, da, predispoziția către obezitate, pentru că focul produce pământ, iar pământul îi place gustul dulce și atunci există o legătură sine qua non între aceste, fără de care nu se poate, da, între aceste elemente. Astfel omul se poate întreba, ok, eu mănânc foarte puțin, am o alimentație destul de echilibrată, însă nu reușesc să dau jos kilogramele pe care intenționez să le dau jos. Ce se întâmplă? E posibil ca unul dintre răspunsuri să fie chiar în harta natală, în legătură cu prezența acestui element sau a altuia
în momentul nașterii, în momentul în care s-a născut omul. Apoi, focul, dacă este foarte puțin foc, focul guvernează inima, deci focul înseamnă energie, înseamnă viață. Dacă nu ai foc în harta destinului, atunci ai foarte puțină energie pentru a-ți duce la îndeplinire obiectivele. Este destul de complicat pentru tine, dacă nu ai foc în destin, să ai, să-ți găsești energia, resursele pentru a face ceea ce îți propui de-a lungul unei zile. Chiar sunt persoane care se pot trezi obosite, adică somnul nu este odihnitor și se încarcă foarte greu cu energie aceste persoane și pot avea probleme și cu articulațiile. Așadar, acestea sunt cele cinci elemente care pot produce echilibre sau dezechilibre în harta natală. Se regăsesc și se observă cu ușurință pentru că ele, efectiv, așa se regăsesc în harta natală realizată cu ajutorul coloanelor destinului sau astrologiei chineze tradiționale. Și mai, ele au polaritățile yin-yang. Este adevărat că dacă este yin, atunci este o influență mai subtilă. Dacă este yang, este o influență mai puternică, vulcanică, impetuoasă a elementului. O influență subtilă poate să și ascundă pericole. Pentru că yin înseamnă închis, yang înseamnă deschis. Și dacă sistemul corpul este închis și nu permite ca tu să observi sau să te observi în această relație cu starea de sănătate, atunci mai greu depistezi ceea ce nu funcționează pentru tine și unde apar dezechilibrele, dezechilibre care pot apărea brusc. Adică totul să fie perfect până la un moment dat, când se întâmplă ceva și apare o problemă neașteptată. Remediile în ceea ce privește relația acestor elemente cu starea de sănătate, constau într-o alimentație sănătoasă. Alimentație sănătoasă bazată pe consumul de fructe și legume, mai puțină carne. Nu este obligatoriu să fie eliminată carnea. Chiar și eu, în alimentația mea, am o gamă variată de alimente, inclusiv carne, lactate, brânzeturi, legume, fructe, pentru că eu consider că este important să ai o contribuție din a tuturor acestor elemente în viața ta, în starea ta de sănătate, ca toate să contribuie la starea ta de sănătate. Și astfel că nu exclud decât alimentele foarte procesate, dulciurile, de asemenea, foarte cu foarte mult zahăr, să zicem, deși din când în când mai scap și eu și consum ceea ce nu este indicat, fiindcă mă gândesc mai mult la starea mea de bine din momentul acela, starea de bine despre care voi vorbi mai multe după pauza de publicitate și voi explica de ce uneori în mod conștient aleg să consum un aliment care nu este indicat. Așadar, vă aștept după pauza de publicitate pentru a continua discuția de data aceasta despre starea de bine. Ne revedem curând! Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi stătea filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat.
După ce au avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că torsărul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus torsărul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat și știți că are efect oriunde vă aflați. Bine v-am regăsit. Înainte de pauza de publicitate, vorbeam despre starea de bine pe care eu o am atunci când încalc anumite principii alimentare și îmi fac o poftă culinară mâncând dulce. Recunosc că este o slăbiciune a mea și eu am în harta destinului mult din elementul pământ și atunci gustul dulce este cel mai plăcut din punctul meu de vedere și îmi satisfac această poftă de dulce din când în când. Și de ce fac asta? Pentru că în momentul acela am o stare de bine și emoția pe care o trăiesc, făcându-mi această bucurie, pur și simplu eu cred că transformă la nivel molecular toate acele substanțe și convingerea mea că în momentul acela eu fac un lucru bun pentru mine mă ajută să rămân echilibrată, deși în corpul meu intră prin alimentul respectiv o grămadă de substanțe chimice. Și mă gândesc întotdeauna că e mai bine să mă bucur de ceea ce mănânc decât să mă simt vinovată că am mâncat dulce, că am încălcat regula de a mânca ceva necorespunzător prefer să mă bucur. De ce? Pentru că bucuria are o vibrație înaltă și atunci îmi ridică și mie vibrația, ridică vibrația corpului meu și nu mai poate fi, să zicem, atacat de substanțele nefolositoare. Asta nu înseamnă că este indicat să facem acest lucru zi de zi sau de mai multe ori pe zi. E nevoie de un echilibru, e nevoie de un, să zicem, discernământ și de atenție la, și de respect, de iubire de sine, de apreciere de sine, pentru că în momentul în care îți faci rău conștient, cred că este o problemă a acestei iubiri de sine care lipsește. Este un fel de pedepsire, ca și în cazul celor care fumează sau consumă tot felul de substanțe nocive. Acolo vorbim despre o autopedepsire din punct de vedere emoțional, la nivel de subconștient, nu la nivel de conștient. Așa și cu un dulce care nu este deloc sănătos și conține foarte multe substanțe chimice, se produce la fel, se creează dacă este consumat vreme îndelungată, zi de zi, el produce la nivelul celulelor schimbări importante și generează boli. Deci e nevoie de un echilibru, e nevoie de atenție la ceea ce consumăm, însă din când în când e nevoie să ne dăm voie, efectiv să ne dăm voie să consumăm ceea ce ne place. Dacă se
educă gustul, bineînțeles că la dispoziție avem o grămadă de dulciuri rovegane, putem să consumăm doar fructe și atunci fructoza din acestea ne asigură substanțele necesare pentru ca noi, corpul să funcționeze foarte bine și să nu mai aibă nevoie de alt dulce. Nevoia de dulce se creează mai degrabă la nivel psihic. Știm cu toții că zahărul produce un soi, o dependență și de aceea avem și ciocolata de asemenea și corpul cere într-una din ce în ce mai mult, cu cât mănânci mai mult, cu atât îți cere din ce în ce mai mult dulce. Însă nu doar dulcele este problema, ci și mâncarea de tip fast food. Și acolo este gătită această mâncare în niște condiții nu tocmai bune. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, însă vreau doar să spun că dacă aveți o poftă de ceva, e mai bine să o satisfaceți, să mâncați ceea ce vă doriți în momentul respectiv, dar să nu faceți din asta un obicei, să vă educați gusturile în așa fel încât să accesați cât mai multe alimente sănătoase, cât mai multe legume și fructe în fiecare zi. Și asta pentru a avea o stare de bine de-a lungul zilei, fiindcă alimentele sunt combustibilul nostru. Așa cum mașina are nevoie de benzină sau de motorină pentru a funcționa, noi avem nevoie de apă și de alimente pentru a funcționa. Fără ele, da, nu rezistăm. Nu mai avem combustibil dacă nu le consumăm. Și e nevoie de un combustibil de calitate pentru ca viața noastră să fie de calitate. Pentru o viață de calitate este nevoie și de sport. E nevoie să se creeze o vibrație înaltă din mai multe surse. Alimentele sănătoase, fructele, legumele au vibrație înaltă, da? Începem din interior spre exterior. Sportul este foarte, are de asemenea vibrație înaltă pentru că atunci când se face sport se elimină serotonina, hormonul fericirii și dintr-o dată se dobândește o stare de bine în urma exercițiilor fizice. Plus că ai mai multă energie în momentul în care faci sport. Deci nu doar starea de bine, și energia pe care o ai pentru a-ți duce lucrurile la bun sfârșit de-a lungul unei zile este mult mai puternică decât atunci când nu faci sport. Doar câteva exerciții fizice și te ajută să te dezmorțești atunci când ești stresat, când ești nervos, când ești furios, în loc să rămâi într-o stare de nervi, într-o stare de furie, mai bine elimini această stare făcând câteva exerciții. Te poți retrage într-un loc unde să poți lucra puțin, să faci câteva exerciții fizice. Nu foarte multe și ai să vezi că imediat se schimbă starea și ai o altă atitudine. Vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Este ușor, este la îndemână, însă nu facem asta. Pentru că este mai comod să rămânem într-o stare, parcă starea negativă te anchilozează, te ține, te captivează, da? Te ține prizonier. Fă un efort și ieși din starea asta și prin sport. La finalul unei zile, deși nu este tocmai indicat să faci sport la finalul zilei de lucru, în unele situații ziua de lucru se termină undeva la 8-9 seara și atunci adrenalina pe lângă serotonină ajunge în musculatură și foarte multă adrenalină și nu vei mai dormi bine. Cel mai bine este să-ți începi ziua făcând sport.
Dar dacă e cazul, la nevoie, se pot face exerciții fizice și sau o alergare ușoară și seara, și atunci toată starea se schimbă. Se schimbându-se starea ta, se schimbă și relațiile cu familia. Nu mai ai simți nevoia să-ți verși nervii pe cei dragi, fiindcă asta este defectul nostru, asta facem de obicei, în loc să fim atenți în interiorul nostru și să fim conștienți de cauzele supărărilor noastre. Când ajungem acasă, parcă este o dorință foarte puternică de a exploda în prezența celor dragi, când lucrurile ar trebui să fie invers, să lor să le arătăm cât mai multă afecțiune și bucuria de a-i revedea după o zi stresantă, după o zi plină de evenimente tumultoase care produc o serie de dezechilibre emoționale. Însă această normalitate, da, este la îndemâna noastră să se realizeze, să se întâmple, dacă ne preocupăm, dacă avem intenția să schimbăm atitudinea, să schimbăm percepția și să luăm acțiune, să facem acțiune. Gândul care nu este pus în practică este inutil. Dorința, dacă nu se întâmplă nimic, nu acționezi în niciun fel pentru a o împlini, poate se realizează. Cine știe prin ce noroc, dar sunt foarte mari șanse să rămână la nivel de dorință. Da? Apropo de asta, am avut o emisiune despre materializarea dorințelor chiar aici la 6 TV, acum câteva luni, și am enumerat anumite principii care ne ajută să materializăm mai ușor dorințele, și mă gândeam că, ok, noi cerem Universului să ne materializeze dorințele. Deci cerem să acționeze pentru noi, dar noi ce facem? De cele mai multe ori rămânem în expectativă. E ca și când mă rog, îi cer lui Dumnezeu să-mi dea ceva și aștept apoi ca acel ceva să cadă efectiv în viața mea, să pice în viața mea. Dar unde mai e contribuția mea? Cum mai acționez eu? Care este rezultatul și care este implicarea mea în îndeplinirea acelei dorințe? Pentru că până la urmă, orice îndeplinire de dorințe înseamnă poate chiar o lecție de viață. Și cum noi ne naștem pentru a învăța, pentru a evolua, cred că fiecare experiență este necesară în ascensiunea noastră. Pentru ca starea de bine să persiste de-a lungul unei zile, e nevoie de exercițiu, e nevoie de atenție, e nevoie de conștientizare, e nevoie să lucrezi cu tine. Ce înseamnă să lucrezi cu tine? Adică să fii atent la tine, la ce te mulțumește, la ce te nemulțumește, în ce situații ies anumite răni la suprafață și ce faci ca să le echilibrezi, ce faci ca să le transformi, să nu le lași așa, sub formă de răni. Rănile acelea să fie eliminate. Sunt, spre bucuria mea, foarte multe metode pe care le puteți folosi zi de zi. Una dintre ele este chiar aceasta, conștientizarea. În momentul în care conștientizezi care este motivul pentru care ești în conflict cu cineva, ți se schimbă starea. Dintr-o stare conflictuală, aproape instantaneu, obții o stare de bine și chiar de mulțumire că ai realizat care este problema. Și odată ce ai conștientizat problema, ea aproape că este rezolvată. Următorul pas este acceptarea situației, dar nu rămânerea în situație fără a acționa. E foarte important să și acționezi, pentru că dacă nu acționezi, dacă rămâi așa în acceptare,
viața te duce acolo unde vrea ea. Nu mai ești tu cel care decide. Nu mai ești tu cel care hotărăște direcția. Pur și simplu te lași dus de viață. Da, era o vorbă, circula o vorbă pe internet, pe anumite pagini de socializare, conform căreia să străiești tu viața și să nu te lași trăit de viață. Așa și aici. Dacă observi ce nu funcționează, accepti că nu funcționează și rămâi în situația care nu funcționează, rezultatul nu poate fi unul favorabil ție. Starea de bine este, dacă vreți, o preocupare a mea. Și mă gândesc că poate fi și a voastră. Însă, de cele mai multe ori, oamenii își duc atenția pe starea conflictuală, pe starea de frustrare, de competiție și nu pe starea de bine. Am auzit foarte multe dialoguri în care accentul se punea pe celălalt. Nu pe tine, pe celălalt. Ce face celălalt? Ne pierdem timpul vorbind despre ceilalți. Ne pierdem energia judecându-i pe ceilalți. Și ne pierdem starea de bine focalizându-ne atenția pe ceilalți, pe rezultatele celorlalți, pe ceea ce au ceilalți. Care este rostul acestui obicei? Îl observ foarte des. Pe oriunde merg, toți vorbesc despre ceilalți, dar nu despre ei. Nu-și canalizează atenția spre ei, spre ce au făcut bine, spre ce au făcut greșit, ce să îndrepte, ce să schimbe în atitudinile, în percepțiile lor, în acțiunile lor. E mai important ce face celălalt. E, din punctul meu de vedere, nu este o gândire sănătoasă. Foarte mulți oameni sunt furioși efectiv pentru că ceilalți nu acționează așa cum își doresc ei. Mi se pare normal să nu acționeze așa cum își doresc ei, pentru că au liber arbitru, pentru că s-au născut în această viață ca să treacă prin anumite experiențe și toate acțiunile lor îi duc către acele experiențe. În momentul în care vrei să intervii și să-l determini pe celălalt să acționeze cum vrei tu, în primul rând preiei karma și în al doilea rând îi încalci liberul arbitru. Acestea două sunt legate, liberul arbitru și karma, sunt legate. Una duce la cealaltă. Și atunci, are vreun rost să te încarci cu karma unui om pe care e adevărat că tu vrei să-l ajuți, dar poate că el știe mai bine ce are de făcut, poate că simte mai bine decât tine care este drumul lui. Și dacă tu intervii, îți pierzi timpul judecându-l, analizându-i viața, fiind eventual și în competiție cu el, da, comparându-te cu el, și nu mai ai timp de viața ta. Viața ta este pusă pe pauză. Dar dacă este pusă pe pauză, nu înseamnă că rămâne la fel. Ea se schimbă fără să conștientizezi tu și fără să controlezi. Orice rămânere pe loc înseamnă, de fapt, o rămânere în urmă. Și dacă atenția ta este pe celălalt, iar gândul este acolo unde ți este atenția și gândul are energie și energia creează, de fapt, tu, în loc să-ți creezi propria viață și să-ți creezi propria stare de bine, ești concentrat pe starea de bine a celuilalt. Cred că ar fi bine să facem exercițiul acesta în fiecare zi și să ne oprim din a-i judeca pe ceilalți, să ne oprim din a-i critica pe ceilalți, din a lua decizii în locul altora și să ne concentrăm atenția asupra noastră. Ce avem noi de făcut?
Cum putem noi să ne întreținem starea de bine? Da? Cum putem să ne păstrăm această stare de bine cât mai mult? Sau să o dobândim dacă nu avem? Oamenii se plâng și se plâng din ce în ce mai des că nu funcționează nimic, că totul este anapoda. Însă ce fac ei pentru a schimba situația din viața lor? Este foarte important ce faci tu pentru tine. Dacă 80% din timp îl petreci la serviciu și judecându-i pe ceilalți, 20% îți rămâne pentru a te odihni, când te mai preocupi de tine, de ceea ce îți dorești, de ceea ce simți să faci. Rămâi doar la dorință, rămâi doar la a simți ce ar fi bine pentru tine și nu mai acționezi. Pentru că atenția ta este pe altceva. Și asta nu e bine. Însă, eu doar atrag atenția. Cine dorește să se schimbe, are posibilitatea să facă asta. Este cea mai bună perioadă a Pământului care ne susține cu energia lui pentru a face schimbări, pentru a fi preocupați de starea noastră de bine și pentru a fi preocupați în a face bine și a ne opri din a face rău. Pentru că atunci când îl judești pe celălalt, nu-i faci rău lui, îți faci ție rău. Iar dacă îți strici tot confortul tău, toată starea de bine din cauza unei persoane care poate nici nu are foarte mare importanță pentru tine, nu este rudă, nu este soț, soție, copil, mamă, nu, nimic din toate acestea, este doar un coleg de serviciu. Am văzut foarte multe situații când oamenii erau foarte nervoși și povesteau cu vehemență despre ce a făcut colegul de serviciu. Ok, a făcut colegul de serviciu, dar el a făcut în viața lui. Nu te influențează cu nimic. Și atunci de ce aduci tu în viața ta consecințele faptelor lui? Ca să te dezechilibrezi? Da. Observ lucrul ăsta și îmi pare rău că oamenii sunt așa și eu am fost. Și eu am fost foarte mult timp așa. Și eu eram afectată de ce spuneau ceilalți, de ceea ce făceau ceilalți, nu în ceea ce mă privește, în general, ei, între ei, da? Și judecam, criticam și nu înțelegeam cum de pot oamenii să fie așa sau să acționeze altfel de cum aș fi vrut eu, cum aș fi gândit eu. Acum însă îmi dau seama că totul are un scop, că nimic nu este întâmplător și că dacă eu intervin prin judecarea lor, da? Există riscul, pentru că acestea sunt legile Universului. Noi atragem pe baza rezonanței și pe baza frecvenței gândurilor și emoțiilor noastre și atunci, dacă eu îl judec pe altul și spun mereu că nu înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva, cum poate să acționeze așa, cum poate să vorbească așa, cu siguranță viața mă va pune în situația experimentată de acela pe care eu nu am înțeles-o, fiindcă am cerut să o înțeleg. Eu am cerut să o înțeleg, tocmai prin folosirea acestui verb la negativ și prin exclamația folosită. Am întâlnit foarte mulți oameni evoluați spiritual și cu o educație aleasă care erau cumva în capcana aceasta a competiției și a judecării altora. Și după ce conștientizezi că tot ceea ce spui la adresa celorlalți într-un mod mai agresiv, într-un mod mai
mai, eu știu, sau cu întrebări, da? Cu întrebări și cu această neputință de a înțelege pe ceilalți, judeci. Iar Universul te aduce în situația de a observa ce înseamnă. Pentru că asta cer. Starea de bine, zic eu, se poate obține cu foarte mare ușurință dacă renunțăm la a-i judeca pe ceilalți, la a fi în competiție cu ei, la a ne compara cu ei și de a elimina emoțiile de frustrare, de stres, da, și toate celelalte cu vibrație mai joasă. Există exerciții, dar cel mai important și schimbarea se produce aproape instantaneu atunci când suntem atenți și conștientizăm ce facem, ce spunem, ce gândim. Eu vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la acest moment al încheierii emisiunii. Trece timpul foarte repede, nici nu-mi dau seama când se termină când emisiunea și abia aștept să vă văd săptămâna viitoare de la ora 16, miercuri, pentru a continua subiectele care mie îmi sunt dragi. Vă mulțumesc, eu sunt Gena Rusu, specialist în Feng Shui tradițional și astrologie chineză și ne revedem miercurea viitoare de la ora 16 cu mare drag. Până atunci, toate cele bune. La revedere! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai natural, mai sănătos, mai fericiți, alături de toți cei dragi inimii dumneavoastră. Alături de mine, Victor, doctor, profesor Gheorghe Mencinicovski și domnul părinte Adrian Singurov, le mulțumim foarte mult. I-am invitat pentru că tema este arzătoare. Cu toții ținem la copiii noștri, ținem la familiile noastre. De foarte multă vreme deja începem să discutăm de o apocalipsă alimentară, o apocalipsă tehnologică. Totuși, lucrurile astea, pe de altă parte, suntem foarte încântați, suntem împrejurați de tot ce înseamnă tehnologie, nu ne mai putem lipsi de laptop, de telefon, de tablete, de Wi-Fi, de... Așa funcționăm, nici n-ar mai exista, cred că 90% din serviciile noastre nu ar mai exista. Copiii noștri sunt foarte, foarte încântați de toate aceste dispozitive și, bineînțeles, dacă vrem să ne punem rău cu ei, dacă vrem să intrăm în război, este de ajuns să le solicităm să lase deoparte dispozitivele acestea noi pe care le au și deja avem o mare problemă dacă le solicităm asta. Deci noi suntem cel mai mare rău posibil dacă le cerem treaba asta. Ideea este că toate aceste lucruri care vin în viața noastră și în aparență ne aduc un plus de confort, de entertainment, de distracție, de reconfortare, de cunoaștere, este exact ca o monedă care are față și revers. Invitații de astăzi vin să puncteze și fața și reversul, atât din punct de vedere academic, științific, totul, de la tot ce înseamnă chimie, bioalimentar, genetică, ce se petrece de fapt în viața noastră prin intermediul alimentației. Și atenție, nu e vorba doar de nutriție. Pe noi ne interesează foarte mult calitatea reală a vieții noastre, starea noastră de sănătate, nu doar fizică. Cum vă simțiți dumneavoastră? Vă simțiți plini de energie, liberi interior, luciți la minte, cu claritate în decizii, vă sculați reconfortați, sunteți răbdători unii cu ceilalți? Copiii dumneavoastră cum sunt? Sunt ei cu capacitate de învățare rapidă? Sunt fericiți, sunt bucuroși, sunt calmi? Au o structură fizică armonioasă? Ce este cu această apocalipsă chiar digitală? Unii numesc îngerul tehnologic sau demonul digital sau în toate felurile. Și ce se ascunde de fapt? Ce legătură are cu avertismentele care sunt date de atâta timp în Biblie
Ce legătură are cu acest număr 666? De ce apare el în codul de bare peste tot, de la acte de identitate până la tot ceea ce cumpărăm? La nivel de frecvențe, modul în care se calibrează anumite frecvențe pentru ceea ce noi utilizăm. De ce sunt aceste avertismente vis-a-vis de această fiară? Fiară, a doua fiară. E foarte interesant. Ce fel de fiară este această a doua fiară? Ar putea să fie o fiară digitală? Că și lucrurile astea sunt cam niște mici fiare. Și cu cât spui că e o fiară mai avansată, cu atâta un copil o vrea. Vrea fiara. Domnul doctor Mencinicovski, dumneavoastră ați putut să analizați, aveți și o vârstă și ați putut să vedeți toate tranzițiile astea și chiar să gustați și să simțiți în ființa dumneavoastră de la nivel alimentar. Ce ni se servește? Ce găsim în magazine? Vedeți, oamenii au totală încredere. Doamne, dacă este pe raft, nu este clar că este bun. Eu nu mă uit decât la preț, adică ceva care să-mi pot permite, să-mi pot conveni, să fie mai bun pentru copilul meu. Nici nu-mi pun vreo problemă că acolo e ceva care eu trebuie să mă feresc. E avizat, e verificat. Da, asta face statul. Deci nu trebuie să mă gândesc eu. Exact. Eu mă uit numai la preț și la ce vrea copilul, ce vrea nevasta. Care e părerea dumneavoastră că ați trecut prin timp, ați văzut toate lucrurile astea? Părerea mea este că putem avea încredere doar în noi înșine. Și de aceea întotdeauna îndemn să citim etichetele. Simplul fapt că un aliment se află pe raft nu ne garantează că el ne dă și nutrienții de care avem nevoie. Non-nutrienții de care avem nevoie, adică dacă este și hrănitor. Ba mai mult, alimentele sunt astăzi concepute după o tehnică care se cheamă neuromarketing și care fac ca alimentele să fie în așa fel concepute încât să conțină substanțe care creează dependență. Alimentele adică sunt adictive. Adică ni se vând sau droguri legale? Da. Alimentele au devenit, unele dintre ele sunt droguri, cum spuneți dumneavoastră, legale. Și să vă dau numai un exemplu de mod în care se creează această dependență. Glutamatul monosodic. Poate mulți au auzit de această substanță, de acest activ alimentar sau E, cum vreți să-l denumiți dumneavoastră, care creează dependență. Glutamatul este un neurotransmițător foarte important în creierul nostru. În momentul în care introducem glutamatul acesta monosodic și care este o substanță chiar așa se numește, de sapiditate, de întărirea gustului și aromei, alimentele devin irezistibile. Uneori eu glumesc și spun, dacă am avea două alimente în două farfurii, spre exemplu, într-o farfurie, să spun că am un aliment sănătos. Iată o carne nu foarte slabă, că nu trebuie să fie slabă, să conțină și grăsime naturală, pregătită la grătar, așa cum se cade, deci o friptură la grătar și în cealaltă presupunem că avem niște paie. Punem pe aceste paie glutamat monosodic și o să preferați paiele în favoarea friturii. Deci atât de adictive sunt aceste substanțe. Apoi, sunt îndulcitori. Îndulcitori artificiali de sinteză, care de asemenea fac alimentele nespus de savuroase, dar nesănătoase. Avem de-a face cu coloranți chimici de sinteză, azoici, care în final contribuie și ei la explozia de cancere care există astăzi. Avem conservanți care și ei contribuie la ceea ce se cheamă disbioză. Disbioza este o tulburare a echilibrului microflorei special din colon și care are, dacă vreți, reverberații foarte puternice asupra mentalului nostru, a stării de bine. Iată că, pe de o parte, creează dependență alimentele. Pe de altă parte, acestea procesate industrial, excesiv, iar pe de altă parte, ne modifică, sigur, simpla dependență înseamnă că ne modifică comportamentul și modul nostru de a gândi. Dar ne modifică comportamentul nostru, gândirea noastră. Vă dau un alt exemplu.
Să vorbim despre glutenul din grâul modern. Este un grâu hexafluid, care nu a existat, mai ales în România, după anii 90 s-a introdus grâul acesta pitic. În structura glutenului acestui grâu există niște peptide care sunt alergene și toxice și cresc riscul de apariție a ceea ce se cheamă intoleranță la gluten, boală celiacă. Boala celiacă se manifestă sub sute și sute de forme subiective, de la depresie și până la schizofrenie. Deci iată un aliment care te poate îmbolnăvi nu numai somatic, fizic, dar și psihic. Și ce să mai spunem, vorbind de ceea ce spunea și dumneavoastră, cu această utilizare adictivă a device-urilor, smartphone și ce mai vreți dumneavoastră, astăzi se descrie o boală care se cheamă, dacă vreți, demența digitală. Demența digitală. Da. Deci este șocant când auzi așa ceva. Da. Iar demența digitală are, dacă vreți, o manifestare destul de comună pe care o putem regăsi și recunoaște, din păcate, poate în mulți tineri de astăzi, SMOMBI. SMOMBI este acel comportament în care, folosind un smartphone, ești rupt de realitate, intri cu capul în tramvai, cazi în groapă, practic treci în altă lume. Tineretul, din păcate, și sper că vor fi din ce în ce mai puțin, nu mai mulți, care vor dori să trăiască în lumea reală, în lumea creată, atât de perfectă și nu într-o lume virtuală creată de om. De altfel, eu am scris o carte care tratează și din punct de vedere teologic alimentul, alimentația, nutriția. Și spun așa, putem împărți în două mari categorii alimentele. Alimente naturale integrale, care conțin informația. Că, știți, alimentele sunt celule, țesuturi de plante și animale pe care noi le mâncăm. Fiecare celulă vie de pe pământul ăsta are informația genetică. Informația genetică, după mine, este o informație transcendentă. Deci este introdusă acolo de creator și mai mult decât atât, această informație transcendentă este, așa cum îmi place mie să spun, este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul absolut. Alimentele din cealaltă categorie sunt alimente culturale. Nu le putem găsi în natură. Ați văzut biscuiți în copaci? Creăm vârși pe sub pământ? Niciodată. Sunt creația minții noastre, a culturii noastre. Dar ele conțin cuvântul omului, care este cuvântul relativ, plin de minciună. Chiar a apărut acum câțiva ani în urmă un tratat în Germania de un distins cercetător și care se intitula Minciuna din alimente. Început să vă spun. Minciuna din alimente începe cu crearea gustului, aromei, savoarei, palatabilității, texturii artificiale, care nu există într-un aliment natural. Și o să spuneți, păi ce dacă? E foarte bun la gust, da? La aromă, că aromele astea, ați văzut, artificiale sunt și culorile mult mai puternice decât cele naturale. Sunt brutale, de-a dreptul. Și dacă ai face o pauză, să nu mănânci un timp alimentele astea și să mănânci alimente naturale, fructe naturale, spre exemplu, când ai dori să consumi un aliment cu arome artificiale, imediat ai simți că e ceva în neregulă. Dar se dorește ca să nu mai avem nici repere naturale. Da? Noi mai cunoaștem gustul autentic, natural, al, spre exemplu, roșiei, care este soi stabil, inimă de bou se cheamă. Dar tinerii nu mai cunosc acest gust. Ei cred că gustul normal al roșiei este acesta pe care, nu, de cel mai multe ori îl cunoaștem, mă rog, o roșie mai mult lemnoasă, fără aromă, fără gust și fără nutrienți. Apropo de ceea ce spuneți, chiar mai e o latură, că ați vorbit de influența aceasta pe care alimentele încep să aibă și la nivel psihic, și la nivel mental, și la nivel de tendințe de personalitate, atât mai ales la copii, femei, gravide, dar chiar și la noi, ca oameni în toată firea.
Cum intervin părțile acestea, noi am dezbătut în emisiunile trecute, subiecte legate de fungi și paraziți și de neurotoxinele și de modul în care ne schimbă efectiv comportamentul de gândire. Deci noi, de fapt, nu ne mai aparținem, nu mai suntem noi. Deciziile, trăirile noastre, alegerile noastre, atracțiile noastre sunt, de fapt, niște chestiuni care încep să intre sub un semn de întrebare că aparțin cuiva care pare insignifiant pentru noi, adică atât de mic, atât cum se poate să existe această influență. Vă rog să ne spuneți două, trei. Din păcate, aveți dreptate și aici. Așa cum ați avut dreptate, simplu fapt că un aliment există pe raft nu înseamnă că el este și sigur din punct de vedere nutrițional. Din punct de vedere al inocuității, s-ar putea să fie sigur, adică să nu fie contaminat. Dar din punct de vedere al calității nutriționale, niciodată nu ne poate garanta raftul că alimentul acela este sănătos. Vreau să vă spun că alimentele pot fi contaminate cu 64 de specii de viermi diferite. 64 de specii de viermi diferite. Și doar viermi. Doar viermi. Nu vorbim, spre exemplu, de fungi, bacterii, de fungi, bacterii, de alge, da? Așa. Dar viermi. Cum ne influențează? Ok, sunt acolo. Cum ne influențează? Bun, haideți să dăm un exemplu. Trichinella spiralis. Mulți am auzit că uneori carnea de porc poate fi infestată. Asta este termenul pentru viermi. Infectată este pentru virusuri și bacterii. Deci carnea este infestată cu acest vierme care formează niște chisturi și dacă nu o tratăm termic cum trebuie sau mai nou, iată acest dispozitiv care generează un oxidant extrem de puternic și care este tehnologie spațială. Această tehnologie care este înglobată în acest aparat este adusă de domnul Dumitru Plunaru, cosmonautul nostru. Deci, dacă am avea o carne contaminată cu trichinela și am pune-o, să spunem, în apă și am pornit acest aparat, ceea ce el generează ar distruge acest vierme care este extrem de periculos. În momentul în care ai mâncat carne cu trichinela, aceasta se poate insinua, poate se poate dezvolta și închista în creier. Ori mori, ori rămâi cu sechele deosebit de grave. Ce ar simți oamenii? Ce trăire ar avea? Ce tendințe psihice în momentul în care sunt... În cazul acesta, trăirile pot fi foarte scurte, că te îmbolnăvești și mori, da? Sau ar putea fi de lungă durată. Cunosc personal cazuri în care trichinela, spre exemplu, s-a localizat și s-a închistat în cerebel, în creierul mic. Și acele persoane, toată viața lor, cât mai trăiesc, după ce au scăpat de acest incident grav, nu mai pot să-ți mențină echilibru. Pur și simplu, persoanele respective, pot fi femei, merg așa ca și cum ar fi turmentate, bete. Vă dați seama ce trăire are o astfel de persoană? Care nu mai poate să-și țină echilibru și care poate să aibă pareze faciale, adică însă și lucrul este unul îngrozitor, dacă vreți. Și pentru tine când te vezi în oglindă și pentru cei din jurul tău. Dar am mai putea să... Ați auzit de vermele Anisakis? Așa. Acest vierme practic parazitează heringul, parazitează și somonul, uneori și tonul. Dacă consuma Anisakis, care a pătruns, dacă n-a fost peștele viscerat imediat, pătrunde musculatură. Și sigur că acolo musculatură, el nu se mai dezvoltă. Sigur că de aceea e bine să tratăm peștele, că nu știm ce zestre patologică poartă, nu? Aveam la dispoziție tot acest aparat care pe mine m-a încântat pentru că am înțeles mecanismul care funcționează și este un, cum să vă spun, un mecanism științific, un mecanism logic care sigur că respectă regulile fizice ale biologiei, biochimiei.
Și spuneam că ingerând acest pește contaminat, poți să ai probleme mari datorită toxinelor care există acolo, inclusiv psihologice. Pe lângă dureri de abdomen, scaune uneori sanguinolente, dar îți modifică modul de a te comporta și a gândi. Și nu știi de ce. Spre exemplu, nu? Există chiar o diferențiere între cât de puternic e influențat un copil față de un om adult? Față de... Sigur că noi suntem unicate. Copilul, vreau să repet, nu este un adult în miniatură. El este un adult în devenire. Și el este întotdeauna mult mai sensibil la astfel de agresiuni biologice, să spunem, da, decât un adult sănătos. Persoanele care sunt imunosupresate, să zicem cu SIDA, dar nu numai. Foarte mulți oameni astăzi suferă de depresia sistemului imunitar. Și apar tot felul de boli care se manifestă în sfera psihicului, pornind din disbioza din colon, deci din burtă. Ba mai mult, acum câțiva ani, s-a ajuns la concluzia, care este certă acum, că noi avem și un al doilea creier. Al doilea creier se află în abdomen, în burtă, creierul din burtă, care are cam la 300 de milioane de neuroni, cât un creier de pisică, dar care este extraordinar de important pentru că acest creier din burtă comunică cu creierul din țeastă prin cel mai mare nerv din corpul nostru. Se cheamă nervul vag. Și dacă avem alterate funcțiile intestinale, de digestie, funcția ficatului, nu vă mai spun, de la ficatul gras, ceea ce astăzi se întâmplă la foarte mulți oameni și se cheamă steatoză hepatică non-alcoolică și care apare de la alimentele nesănătoase. Astăzi alimentele conțin o cantitate foarte mare de fructoză care nu provine din fructe. Și se știe astăzi că fructoza în ficat, care nu poate preluca mai mult decât câteva grame de fructoză pe zi, așa se transformă în trigliceride care fac ficatul gras. Steatoza hepatică non-alcoolică și de aici încep diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Nu de la carnea grasă și de la grăsimile naturale, sănătoase, crude. Iată de la zahară. Și iată cum ne influențează, dacă vreți, tot comportamentul, tot activitatea cerebrală, activitatea nervoasă superioară. Deci psihicul și comportamentul nostru... O să-l rog și pe domnul părinte, pentru că a punctat extraordinar, ne-a cutremurat, apropo de nervul vag și de modul cum helicobacterii pylorum influențează. Vă rog să mai spuneți încă o dată, ca lumea să înțeleagă mecanismul și chiar domnul doctor să confirm cum lucrează, cum este cu putință ca de fapt alegerile noastre de să fim dresați exact cum e dresat un cal, că ai biciul în mână și hățurile și o ia în direcția în care vrea. Cum adică deciziile, trăirile mele nu mi-aparțin sau ale copiilor noștri sau ale... Cum este? Dacă îmi permiteți doar o mică intervenție și să mă scuze părintele, eu chiar spun că mâncăm cum gândim și gândim cum mâncăm. Extraordinar! Extraordinar! Vă rog, domnul părinte. Adevăr este... E foarte grav. Tot ce se întâmplă acum este grav de fapt pentru faptul că așa de târziu ne-am dat seama și ne trezim foarte târziu, după milenii, de mii de ani, oamenii spun același lucru. Hristos, înainte de a merge la propovăduire, s-a retras în pustie, în carantania și a ținut post negru, sau total, sau aspru, că negru, acum toți se feresc, negru, asemănă cu altceva. 40 de zile, deci 40 de zile post negru în care oamenii nu, Hristos nu a mâncat, nu a băut nimica, dar în ce fel? Și-a retras toate simțurile. N-a mai, nu vorbim doar nu a mânca. În timp ce se ruga, el nu mai simțea nimic, nici nu vedea, nici nu auzea, nici simțul tactil nu avea, toate se retrăsese, fiindcă asta înseamnă adevărat post negru. Practic s-a decuplat la această realitate. Dacă ne gândim în felul acesta, noi n-am putea mai mult postul ăsta ținem de câteva, eu știu, secunde sau minute, oameni exersați. Dar de aici a pornit tocmai faptul că Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Cine mi-o urmează mie va umbla în lumină și practic și-a declarat divinitatea și puterea. Dat-o-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Practic am învins
această entitate planetară care a și venit să-l ispitească după 4 de zile, zicându-i, vezi toate câte sunt, în jur, că l-a dus pe un vârf de munte la asta, la final. Toate mi-aparțin mie. Dacă mi te închin mie, toate acestea le vei avea. Nu putea să-mi interpretez. Vă dați seama că când spune la nivelul acesta cineva tot ceea ce vezi mi-aparține, dacă tu mi te închini, ți le dau, la acel nivel nu poți să păcălești pe cineva. Deci, într-adevăr, chiar îi aparțineau. Și în altă parte, Hristos spunea că va veni stăpânitorul lumii acesteia. Deci exista un stăpânitor acestei lumi. Stăpânitorul acestei lumi, înțelegând în altă parte unde spune care e numele tău, legiune, pentru că mai mulți erau cei care conțineau această entitate. Această entitate, să știți, a fost cunoscută de foarte mult timp. De curând, Castaneda a scris despre asta. Există și un film... Los Fidante, care eu l-am recomandat de foarte multe ori, transcriptul măcar dacă îl citești este îngrozitor, sunt luate din mai multe lucrări, de la antici până la actuali psihologi, oameni de știință, toți vorbesc de această entitate care nu numai că ne cuprinde nouă în mod cuantic mintea rațională și codirigează și practic acea entitate gândește în locul nostru și totul este cuantic și există un entanglament în acest conștiință planetară, nouă sferă, cum spunea Ilie Bădescu, dar această entitate, vedeți noastră, e infiltrată în rațiunea omului și gândește interconectat cu toate creierele noastre. Nu este numai atât, pentru că acea entitate nu înțelege dacă este doar în afară. Niciodată n-a existat în afară. Ei se află în fiecare ființă vie de pe pământ. Se află microbiomul descoperit de Joshua Lederberg, v-am zis, 33 de ani, a fost un geniu, a luat premiul Nobel la 33 de ani descoperind această entitate, microbiom, practic, și fulgi de nea, cei frumoși fulgi de nea se realizează în atmosferă, în jurul unui microb. Deci microbi în atmosferă, în pământ, în apă, în plante, în oameni, peste tot. Problema e că a devenit o inteligență, o conștiință colectivă. Acești microbi sunt extrem de inteligenți, sunt de peste 2 miliarde de jumate pe pământ, așa cum a fost descoperit tardigrada, o așa numit ursul de apă, care este indestructibil, stă în... Deci în 2007 abia l-au descoperit și s-au dus cu el exact de unde este imunocubul, pe stația orbitală. Și l-au expus radiațiilor, n-a pățit nimic. Singurul lucru, într-adevăr, care l-a afectat a fost acest ozon care el corespunde, să știți, ozonul acesta, este așa, sunt multe ozonificatoare, dar ozonul acesta este exact, imită perfect fulgerele din atmosferă. Cumva a intrat în stare de cristalide, l-a închis. Astăzi, tardigrad are un sistem foarte interesant. Când este expus unor factori de stres foarte puternici și își creează o cochilie ca de diamant, de structură diamantină, care nu poate fi distrusă, pentru că s-au descoperit tardigrade sub plăci tectonice, în lavă, și erau perfect funcționale după ce au fost, sau în 20 de ani rezistă fără oxigen, fără apă, dar își închid total într-o cochilie. Deci ca să înțelegem până unde poate să ducă acești microbi și inteligența lor. Problema e că cum Hristos a scăpat de această entitate? Nemai hrănind, sub nicio formă, decuplându-se de la lumea aceasta, nemai hrănind, redobândindu-și independența, ce înseamnă independență spirituală? Capacitatea de a te hrăni și cu cuvântul, ce spune Dumnezeu? Că omul nu numai cu pâine, ci și cu cuvântul care este în gura Dumnezeu se hrănește. Asta este un lucru foarte inteligent. Să știți că a apărut în ultima vreme multe lucrări care îmbină știința cu religia, cum ar fi Diarmaid Omurciu în teologia cuantică sau neurotologia lui Andrew Newberg. Toate vorbesc despre această legătură între conexiunile neuronale și lumea înconjurătoare, faptul că tot ce este în jurul nostru este o proiecție a minții noastre. Dacă mintea noastră e cumva, noi putem spune că a posedată, în altă parte putem spune că este infestată cu paraziți. Să știți că nu există nicio diferență între infestarea cu paraziți și posesia demonică a omului. Nicio diferență.
Ce se face în cazul posesiilor? Cum suntem noi învățați? Post negru, omul care are probleme, post negru, exorcistul, preotul sau cum este acum, sunt și persoane civile în Biserica Catolică, care fac această exorcizare. În momentul în care cuvântul rostit este fiind purtător de energie electromagnetică și informațională, toată forță care este prin cuvântul, prin sunetul transmis, modulat într-un anumit fel de către operator, preot sau exorcist, împreună cu postul, simultan postul care se ține de cei doi, îi scoate afară acea entitate. Dar acea entitate este decât numai conștiința acelui parazit. El, ca și parazit, ca formă, ca ou, ca larvă, rămâne în corpul omului, de aceea trebuie scos. De aceea durează mult această exorcizare, poate să dureze ani de zile. Ce se mai știe despre nervul vag? O chestie foarte interesantă, faptul că prin 2012 abia proiectul Metahit a descoperit faptul că noi suntem compatibili între noi, nu după grupele sanguine, ci după enterotipuri, trei enterotipuri. Deci, ca să ne înțelegem foarte bine, noi ne întâlnim și avem un cup de fudră și simțim fluturi în stomac. Dacă știți, este expresia cunoscută, de ce nu se spune de fluturi în minte, unde e conștiința sau în inimă, unde se presupune că este iubirea? Nu, în stomac, exact de acolo simți tu că te-ai îndrăgostit. Unde se află întronizat măria sa Helicobacter pylori, care se pare că a ajuns să intercepteze acest nerv vag. Și toată lumea știe că acești hormoni sunt secretați de către glandele endocrine. E ceva cunoscut, e ceva simplu, banal, învățăm în școală elementară. Dar ca să descoperi faptul că un parazit, o bacterie mai precis, sintetizează cortizolul și serotonina, care sunt hormoni, și injectează în nervul vag ca să-ți creeze stări modificate de conștiință. Practic, ce fac acești? Nu mai pot să spui că sunt bacterii, sunt ființe inteligente. Ce fac? Ei, practic, ne dresează. Ne dresează și ne face să luăm în stânga sau în dreapta, să ne influențeze stări de conștiință, ne creează o a doua natură, un obicei, ne creează o personalitate falsă, bineînțeles, dar ei influențează această personalitate. Ca să ne înțelegem de ce uneori, și v-am mai zis, sistemul juridic american are această chestie cu oamenii sunt, pot fi salvați de avocați foarte bine plătiți, așa numită nebunie temporară. Sigur că da, nebunie temporară. Omul nu e nebun, dar a fost nebunie temporară. Pentru că acești paraziți poate să-ți declanșeze stări de care tu nu mai poți fi responsabil, nu poți să-i controlezi. Deci sunt atât de puternice tendințele încât omul e luat de valca de un tsunami. Da. Domn doctor, ce spuneți? Păi, uitați-vă, aș da un exemplu din lumea sălbatică, naturală, da? S-a descoperit, spre exemplu, că un vierme parazitează un fel de lăcustă și se dezvoltă acolo, dar faza lui finală nu este lăcusta aceasta, ci este, spre exemplu, o broscuță sau un pește mai degrabă dintr-un lac. Ce face? Se insinuează, îi modifică comportamentul și îl face pe o face pe acea lăcustă să se arunce în apă, să se sinucidă. Atunci el iese din lăcusta aceasta și intră în parazitează gazda finală, cum se cheamă, și ajunge adult. Iată un exemplu din natură care arată foarte clar că anumite entități biologice, vorbim acum de vierm, da, modifică comportamentul, voința. Deci, împotriva voinței lui, acea insectă, acea lăcustă se sinucide, se aruncă în apă ca viermele să-și poată să-și continue ciclul biologic. Dar eu vreau să mai remarc ceva. Omul este o ființă cu totul deosebită față de celelalte viețuitoare de pe pământ. De ce spun lucrul ăsta? Nu, când vorbim de om, vorbim despre inteligența rațională, IQ. IQ nu face doi bani dacă nu ai inteligență emoțională. Pentru că ești autist. Dacă nu ai și inteligență emoțională, nu te poți acomoda cu ambientul, nu poți să socializezi, da? Dar ceea ce îl deosebește cu adevărat pe om de cealaltă ființă este inteligența spirituală. Și s-a descoperit că
orice om din cea mai izolată, să-i spunem așa, civilizație, dintr-un trib găsit acum în Mato Grosso, are sentimentul acesta de credință. El crede, se deosebire de, mai știți vreo ființă care are inteligență spirituală. Ce îi lipsește astăzi omului modern să fie om? Tocmai inteligența spirituală. Cine este atacat astăzi? Cine? Familia. Observați? Religia. De ce oare sunt ținte? Pentru că astea creează societatea normală. Societatea care poate să ducă mai departe specia. Altfel, specia asta, Homo sapiens sapiens, este destinată autodistrugerii. Foarte important este ca omul să supraviețuiască sieși. Deci, înainte de a supraviețui unor cataclisme, noi am putea să dispărem ca specie datorită a faptului că nu ne vom putea, dacă asta va fi soarta speciei umane, să ne supraviețuim nouă înșine. Într-una din emisiunile trecute chiar mi-ați făcut o referință șocantă la modul cum au dispărut o specie de pești dintr-un lac și legătura asta cu bifenilii policloinați și alte chestiuni care în doze mici schimbă hormonii interior. Da. Și mie mi-a plăcut foarte mult abordarea părintelui și chiar m-a surprins. Să știți că ființele vii, entitățile biologice, sunt entități cuantice. Dumneavoastră să știți în codul nostru genetic cum este codată informația genetică, care este transcendentă, eu spun clar. Cine ar fi putut să introducă atâta informație cât, nu știu, cât o bibliotecă imensă în hardul nostru, să luăm ADN-ul, da? Și să creeze o ființă umană. Cine? Hazardul? Probabilitatea este 0-0-0. Deci acea informație ordonată și care mai este, dacă vreți, și codată cuantic în ADN-ul nostru, ne arată că suntem ființe de lumină. Ne arată că noi nu suntem ceea ce părem a fi. Înainte, de altfel s-a uitat și o altă dimensiune a omului. Poate că unii mai zic, hai să facem ceva cu trup și suflet, dar asta s-a uitat de suflet. Și când ținem post? Noi ținem numai post alimentar. Și pe acela nu-l ținem cu alimente autentice de post. Dar de postul spiritual nu vorbește nimeni. Nu. Trebuie să ții post la răutate, la invidie, la lăcomie, la ce vreți. Nu ținem post. Și atunci ce valoare are postul? Aici părintele poate să mă corecteze, să mă infirme. O mică completare. Exact ce a spus apropo de postul spiritual, se poate identifica la ce anume ne referim din noi. Postul spiritual se referă strict la întunericul din om, care este atât de bine poate fi măsurat, așa cum noi știm că suntem precum în cer și pe pământ, macrocosmosul este absolut identic cu microcosmosul și când vorbim de macrocosmos, de materia hadronică și restul, aproape 90% materie întunecată și energie întunecată, exact atât întuneric avem și noi. Ce înseamnă întunericul acesta? Înseamnă exact ce gândim noi, ce înseamnă egoismul sau individualitatea, varianta bună, transcensă deja a egoismului, individualitatea. Și undeva vedeți această tendință a cursului, această dezvoltare personală îngrozitoare care a dus spre luciferianism, când spui să te iubești pe tine, dar uite odată toate prostiile astea, ce trebuie să te intereseze de altcineva? Tu trebuie să te iubești pe tine. Ești atât de minunată, de minunată, de frumoasă. Ce trebuie ție alte probleme? Trebuie să înveți să te iubești. E, vedeți aici, ideea aceasta e atât de vicleană, pentru că în clipa în care te orientezi doar spre tine, îți crești, îți întărești acest întuneric. Și s-a dovedit foarte interesant, Dumnezeu a îngăduit să fie sfinți, să fie sfinți și contemporan cu noi, la care s-au făcut fotografii, lăsând icoanele. Au apucat, de exemplu, un loc al Crimei și Sfântul Nectarie, avem fotografii cu Sfântul Nectarie. Să știți că sfinții aceștia nu mai zic, dar se invocă că e controversat, nu ne interesează pe noi ideile care se lovesc. Ne interesează sfinții recunoscuți de toți.
Sunt un nectar, avea fotografii, să știți. Sunt foarte multe poze cu el în care, stând ziua în amiază mare în lumină, nu îi se vede umbra. Și asta este un lucru consacrat din martorii care spun, Dionisius Farasiotis, autorul cărții Painte Paese și Mari Înțelepți al Indiei, care a fost martor și multe mărturii sunt în cartea aceea, toți care mergeau la Sfântul Paese nu vedeau umbră lângă el. Deci lumina trecea prin el, transparent devenise părintele, atâta timp cât reușise să-și aibă o acțiune, alchimizarea întunericului, fiindcă asta este rolul nostru pe pământ. Ne alchimizăm întunericul. Întunericul nu este ceva rău. Întunericul este un combustibil pe care îl folosești pentru a evolua spiritual. Asta apropo de materia, manifestarea omului cuantic. Nu numai atât. Să știți că problema aceasta egoismului este necesară, ne naștem, copiii au acest lucru, de a avea ceva al lui, plânge când iei din mânuță, e ceva natural. Evoluția omului constă tocmai, e atât de simplu, în a-ți depăși această frică. Vorbind de frici, la un moment dat, asta e un subiect extraordinar, fricile. Să știți, sunt convins că domnul doctor să completeze aici, vorba de tensegritate și memoria celulei. Când vorbim de tensegritate, vorbim de citoschelet și de MEC. Este această matrice extracelulară. Sunt vorba de filamente, fibre care sunt, ancorează nucleul și fibre care ancorează celulele. Toate vibrează în consonanță, în funcție de starea cuantică omului, de rugăciunea lui, de memoria celulei, adică metalii care se fac ritmic, rugăciunea care se fac ritmic, de ritmicitatea unui sportiv de performanță, care are o oră fixă la cronofarmacologia, medicamentul care e la oră fixă, tot oră fixă de memorie celulei. Asta este o stare cuantică, într în care tu reușești să crezi tensibilitate, adică vibrația aceasta cu memorie la ore fixe, ritmicitatea inhibă, și asta e un fenomen incredibil, inhibă acel complex de două bobițe mici din mijlocul sistemului limbic, care e complexul amigdala. Inhibă complexul fricic, acolo este ascuns amigdala. Și în clipa în care, vedeți, așa, apropo de sport, de MK Ultra, era, se cunoaște acest, ce au făcut americanii cu experimentul acesta în Statele Unite pentru soldații aceia extraordinari, universali. Din același punct de vedere, să știți că și monocubul ne ajută foarte mult. Am experimentat personal, în punctul ăsta de vedere, această stare de limpezime a minții. De ce? Pentru că atunci când ești obosit sau ai anumite blocaje mentale, memoria ți este afectată, memoria pe scurtă durată. Absolut toată lumea, toți oamenii se plâng în ultima vreme de această afectare a memoriei. Toate aceste stări, să știți că atunci când îl folosesc, se simte imediat efectul. Apropo de lumină, pentru că vedeți ce se întâmplă cu descărcările de înaltă frecvență. Imită cumva fulgerul și azi acolo se află lumină. Deci din lumină provine acest oxigen pe care noi îl inhalăm și ne amprentează, intră direct în sânge. Iar această lumină, să știți, cumva reconvertește structurile celulare. Îți limpezește mintea. Îți, putem spune, sub altă formă, un fel de exorcizare la nivel celular. Aerul, care este primul nostru aliment din punct de vedere al greutății, spuneam că într-o zi putem și consumăm, ventilăm cam 15 kg de aer. Alimente undeva la un kilogram, apă la 2 litri de apă. Deci eu folosesc acest aparat, Imonocube, și am experiența utilizării lui la purificarea aerului din încăpere înainte de culcare. Și las 10, 15, uneori chiar 20 de minute înainte de a intra în cameră. Sigur că caut ca acea cameră să fie dormitorul cât mai izolată, da? Ca să rămână acolo principiile active generate de acest aparat. Și ai senzația că dormi într-o pădure, undeva aerul cu adevărat se purifică. Vedeți, poate că uităm de foarte multe ori că avem foarte mulți paraziți și în așternutul, care este aparent foarte curat. Da? Chiar de ordinul tardigradelor. Tardigradele de care vorbea părintele sunt niște artropode, undeva înrudite cu, să spunem, mai aproape de creveți, de
tardigradele acestea, care într-adevăr trăiesc în anabioză, de fapt este o contradicție în termen. Anabioză înseamnă suspendarea temporară a activităților vitale. Ele se deshidratează și într-adevăr rezistă și în vidul cosmic. Deci am această experiență în care purific aerul, purific așternuturile, da? Dacă lași puțin plapuma deoparte ca să pasă pătrundă și efectul se constată. Da, foarte interesant. Chiar știm și despre acarieni că în medie o saltea, orice pat obișnuit are 2 milioane de acarieni. Și într-adevăr, imunocubul tratează nu doar aerul, apa, alimentele, dar iată că ne scapă și de paraziți și de fungi și din pereți și din textile și de peste tot. Timpul emisiunii este limitat. Vă invităm pentru săptămâna viitoare să ne urmăriți. O să continuăm această dezbatere. Mulțumim foarte mult atât domnului doctor Mencinikovski, cât și părintelui Adrian Singurov și lui Victor. Toate cele bune. Doamne ajută, multă înțelepciune în luarea deciziilor. O seară bună! Trăim într-o lume modernă tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există. Imunocub. Cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu Imunocub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. Imunocub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, Imunocub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. Imunocub este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. Imunocub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. Imunocub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. Imunocub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu Imunocub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult.
Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Mă dureau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, o înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră. Și pun torserul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă. Și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am torserul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară.